Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa din București, al patrulea din capitală, care a anunțat că nu participă la Noaptea Muzeelor, programată pentru finalul acestei săptămâni. Angajații spun că în acest fel vor să atragă atenția guvernului că au salarii prea mici. Până acum, în fiecare an în care a fost organizat evenimentul Noaptea Muzeelor, în fața Muzeului Antipa se forma o coloană impresionantă de oameni care voiau să admire expozițiile. Anul acesta însă, porțile vor rămâne închise. Este semnalul pe care vor să-l transmită angajații instituției guvernului. Muzeografii, cercetătorii, restauratorii și ceilalți funcționari din muzee sunt supărați că doar salariile angajaților din Ministerul Educației au crescut și cer majorări de 30%. Sindicaliștii susțin că un angajat din muzeu câștigă acum în medie 5.500 de lei brut, ceea ce înseamnă mai puțin de 3.000 de lei net. Ministerul Culturii, înțelegând situația, a încercat să o îndrepte, a elaborat o ordonanță de urgență care să crească salariile din restul muzeelor cu 20%, numai că acea ordonanță s-a blocat. Minimul, care înseamnă muzeograf, deci studii superioare, debutant, câștigă în acest moment, am în plată, în momentul de față, un astfel de proiect, 2.600 de lei. Ușile rămân închise și la Muzeul Municipiului București, Muzeul Național de Istorie, cel de artă, precum și alte mari muzee din țară. Noi am avut negocieri începând din luna ianuarie. Mi s-au promis egalizarea salariilor în două tranșe. Am așteptat până în aprilie, când a fost ultimul termen, 1 aprilie, când urmau să se mărească. Nu s-a întâmplat nimic. În acest moment avem cam 80% din partea muzeală, unde nu vor fi activități în noaptea muzeelor. Premierul Marcel Ciolacu le-a transmis angajaților din muzeu că își dorește ca problema să se rezolve. Și eu sunt, să știți, nemulțumit de foarte multe lucruri. Dar nu mi-a trecut prin cap să boicotez niște copii să viziteze muzeele. La un asemenea șantaj, eu nu voi răspunde. Proiectul Noaptea Muzeelor a ajuns la cea de-a 20-a ediție. Sindicaliștii vor duce sâmbătă mai multe șevalete în Piața Victoriei și vor amenaja în alveola de acolo o expoziție în semn de protest până la ora 23.